de acord să vă pună telefonul în această serviță și în schimb veți primi o reducere de 10%. Ideea este să comunicați între voi și să nu mai stați pe rețele de socializare. Chiar dacă ies la o cafea cu prietenii, tinerii uită să socializeze și preferă să-și folosească telefoanele mobile. Cu toate acestea, oferta cafenelei a prins în rândul clienților. Îmi place foarte mult și cred că sper că o să funcționeze și o să meargă. Că mi se pare mai ok să vorbim între noi decât să tot buzei telefonul. Că tot timpul oriunde ești, toată lumea vezi cu telefoanele în mână, chiar când și ieșim la o cafea. Nu mai vorbim între noi, pur și simplu tot timpul pe telefoane și chiar ar fi o idee foarte bună. N-a fost greu să renunți la telefon? Nu, n-a fost greu. Te-am văzut, erai cu prieteni aici, dar totuși și cu telefonul. Da, știu. Socializăm. Online? Da, online. Există însă și tineri care nu acceptă să renunțe la telefon nici măcar pentru câteva minute. M-am obișnuit zilnic, îl folosesc, te sună prieteni, colegi. Am nevoie de el. Ideea campaniei le-a venit unor studente de la Facultatea de Comunicare care au vrut să schimbe comportamentul prietenilor lor. Ideea acestei campanii este ca oamenii să socializeze între ei și campania constă în faptul că persoanele trebuie să-și pună telefoanele pe o tăviță, pe masă și să nu îl folosească, să nu intre pe rețele de socializare. Urmăream acum într-o zi, într-o seară, am numărat oamenii, erau 12 persoane, din care 11 erau pe telefon. Și chiar e o campanie foarte, foarte bine gândită de colegele noastre și mă bucur că am putut să fac, să sprijin proiectul. Studentele se gândesc ca în viitor să extindă campania și în alte cafenele din oraș.